Știința Bacău și Dinamo Rom-Prest-București s-au întâlnit în primele două meciuri ale finalei mari, iar lupta a devenit și mai interesantă. Echipa antrenată de Florin Grapa a câștigat primul meci cu 3-1, iar în al doilea joc, desfășurat duminică, a cedat cu 3-2. Astfel, după două meciuri, e egalitate între Știința Bacău și Dinamo. Înfrângerea de duminică a fost prima pentru Știința după o serie de 10 jocuri câștigate împotriva formației antrenate de Marian Constantin. Au fost două meciuri bune, dar din păcate situația e egală. Am câștigat primul meci, nu ușor, iar în cel de-al doilea ne-a bătut o echipă mai bună ca noi. Nu am jucat așa cum trebuia, iar Dinamo ne-a taxat. Lupta pentru titlul de campioană continuă, iar șansele sunt egale, 50-50. Mergem la București, unde sunt sigur că vom fi o echipă puternică. Va fi mai greu pentru Dinamo, pentru că joacă pe teren propriu. Putem câștiga, pentru că avem jucătoare valoroase care își doresc titlul. Următoarele două partide ale finalei vor avea loc la București pe 26 și 27 aprilie.